În dimineața acestei zile, pe drumul național 73, la intersecția cu localitatea Micești, a avut loc încă un accident în trafic. Ploaia corelată cu starea îngrozitor de degradată a drumului și traficul aglomerat în această zonă au pus în pericol viața conducătorului auto, a participanților la trafic, a lucrătorilor aflați la serviciu în acel moment, dar și a locuitorilor ce se găseau în stație. Eu stăteam cu vecinul de vorbă, deci chiar nu am văzut, norocul a fost că am văzut numai atunci când am auzit trosnit. M-am întors. Altfel, vă dați seama ce s-ar fi întâmplat. Stăteam în stație cu un domn, un vecin, și într-o dată am văzut mașina că a sărit roata. Norocul a fost că nu a avut viteză. Mai multe de atât, ce pot să vă zic? Mașinii pe contrasens ați văzut? Da, norocul a fost că șoferii au oprit mai la o distanță vizibilă, adică au oprit. Deja când a văzut roata sărită, se întâmplă periodic. Deci, sigur că da. Mai mereu. Întâmplător sau nu, de data aceasta afectat în mod direct a fost nimeni altul decât un jurnalist, care de multe ori a tras un semnal de alarmă în legătură cu nepăsarea celor care nu au știut decât să impună taxe, fără a investi acești bani în refacerea drumului. În jurul orei 8:45, deplasându-mă pe sensul de mers Câmpul Lung-Pitești, rulând cu viteză redusă datorită stării deplorabile a drumului și datorită ploii torențiale care pica în acea perioadă, în dreptul unei gropi am simțit o zdruncinătură puternică, după care roata mi-a sărit, eu mă deplasam spre Pitești, roata a luat-o pe cealaltă parte a sensului de mers, s-a strecurat ușor printre mașini, am fost nevoită să merg în care parte m-a dus mașina, pentru că mi-a fost imposibil să mai am vreun control asupra direcției de mers. Mă bucur că Dumnezeu m-a ajutat să nu iau în plin pe locuitorii de aici din zonă care erau în stație așteptând un mijloc de transport și îi rog pe cei care, dacă a ruga este termenul potrivit, îi rog pe cei care ar fi trebuit de atâția ani de zile să se ocupe de starea acestui drum să nu aștepte până se vor întâmpla noi victime și să nu plătim cu prețul vieților omenești asfaltarea acestor gropi și a acestui drum. Până nu este prea târziu, dacă nu sunt suficiente câte vieți omenești s-au pierdut, câte cauciucuri s-au tăiat, câte capace de roți au zburat, vă rugăm insistent, luați măsuri și pentru noi cei care plătim taxe, rovinete, accize și impozite. Serviciul 112, sesizat telefonic, a ajuns rapid la fața locului, a constatat cauzele preliminare, dar din păcate mai mult de atât nu a putut face, deoarece în același interval au mai fost sesizate și alte accidente, culmea, pe același drum. Am fost anotat prin 112, că pe DN73, la intersecția cu Micești, s-a fost un accident circular și s-a cu pagube materiale. De plasul meu în fața locului, am găsit un autoturism în afara părții carosabile. Acesta având roata din stânga spate, sărită, și aflându-se la circa 15 metri în afara părții carosabile, pe partea stângă, a direcției de mers Mioveni către Pitești. Din accident nu a rezultat victime omenești și în continuare desfășurăm cercetări. În fiecare secundă, participanții la trafic își riscă viața și automobilele în condițiile în care toți, culmea, plătim dările către stat pentru a circula pe drumul nenorocirilor, eronat denumit drum național.